Ramana Maharshi, opere complete. Cele mai importante învățături despre realizarea sinelui, scrise de Bhagavan Sri Ramana Maharshi și editate de Arthur Osborne. Partea 1. Opere originale. Proză. Capitolul 1. Interogarea de sine. Interogarea de sine, self-inquiry, este prima lucrare a lui Maharshi. Ea a fost scrisă în jurul anului 1901, când el era un tânăr de aproximativ 22 de ani. Având deja statutul de jnani, înțelept, și aflându-se într-o desăvârșită realizare a sinelui, în bucuria strălucitoare a cunoașterii divine. La acea vreme, el locuia în grota Virupakasha de pe muntele Arunachala și avea deja câțiva discipoli. Deși nu făcuse un legământ al tăcerii, el vorbea a rare ori. Astfel că a scris răspunsurile lui la anumite întrebări pe care i le punea Gambiran Seshaya, unul dintre primii săi discipoli fervenți, care a copiat ulterior răspunsurile în jurnalul său. După moartea acestuia din urmă, jurnalul a putut fi obținut de la fratele defunctului. Întrebările și răspunsurile au fost pregătite pentru tipar de Nata Nananda și publicate în consimțământul lui Bhagavan sub titlul de Vichara Sangraham sau Interogarea de sine. Ulterior, ele au fost regândite sub forma unui eseu. În lucrarea de față s-a adoptat forma originară. Nu există nimic imatur în această lucrare. Maestrul a scris cu autoritatea de plinei cunoașteri spirituale, ca și în anii de mai târziu. Ca în toate analizele sale, verbale sau scrise, această lucrare se ocupă doar de chestiunile practice pe care le comportă calea realizării sinelui. Niciodată de teoriile sterile. Totuși, lucrarea diferă de cele scrise ulterior într-o privință importantă. Mai precis, ea descrie nu doar calea interogării de sine, ci și alte căi. Meditația asupra proprii identități cu sinele și o cale yoghină ce se bazează pe controlul respirației. El însuși recomanda numai interogarea de sine sau supunerea față de guru. El spunea: există două căi. Întreabă-te, cine sunt eu, sau supune-te.
De ce a menționat el metodele mai puțin directe și mai complicate în această primă lucrare? Motivul eventual, cel care ne vine imediat în minte, este că discipolul pentru care a fost scrisă a citit cărți despre aceste metode diferite și a pus întrebări legate de ele. De asemenea, s-ar putea ca, într-un sens mai larg, este bine să existe mai întâi o descriere sumară a diferitelor metode, înainte de a începe să-l îndrume spre cea pe care o recomandă. Mai ales că aceasta va dura toată viața. Cu siguranță că, deși celelalte metode sunt descrise, ele nu sunt aproape deloc recomandate. Metoda de control a respirației, care este descrisă, reprezintă, desigur, mai mult decât un simplu exercițiu fizic. Tocmai semnificația spirituală a practicii face din ea o știință complexă. Nu greșim numind o știință, căci în India ea este o știință tradițională de autopurificare. Asta o face să fie dificil de înțeles pentru cititorul occidental, care nu are nicio bază de pornire în acest domeniu. Mai ales că, precum toate științele, ea are propriul vocabular tehnic ce nu îngăduie o traducere adecvată fără ample note de subsol. Trebuie să ne amintim că, scriind acest tratat, Maharshi știa că putea să conteze pe faptul că persoana pentru care scria era familiarizată cu termenii tehnici ai științei respective. Cititorii occidentali pot fi consolați de faptul că el nu a mai recomandat această metodă, care aproape că nu este menționată deloc în lucrările sale de mai târziu. Nu este nevoie ca occidentalii să-i învețe subtilitățile tehnice. Invocație. Există vreo altă cale de a adora Supremul, care este totul, în afară de a stărui cu perseverență în acela? Discipolul. Maestre, care este mijlocul de a dobândi starea de beatitudine veșnică, de-a pururi fără de suferință? Maestrul. Pe lângă enunțul din Vede, potrivit căruia, oriunde există un trup, există suferință, avem și experiența directă a tuturor oamenilor. Prin urmare, omul trebuie să-și interogheze adevărata natură, care este mereu netrupească și trebuie să rămână așa. Iată mijlocul de a dobândi această stare.
Ce înseamnă că omul trebuie să-și interogheze adevărata natură și să o înțeleagă? Experiențe precum m-am dus, am venit, am fost, am făcut, survin tuturor în mod firesc. Nu este clar din aceste experiențe că subiectul acestor acte diferite este conștiința eu? Investighează adevărata natură a acestei conștiințe, iar stăruința în sine este calea de a înțelege, prin investigație, adevărata ta natură. Cum trebuie omul să se întrebe cine sunt eu? Acțiuni ca plecarea și venirea aparțin numai trupului. Astfel, când cineva spune eu m-am dus, eu am venit, este ca și cum ar spune că trupul este eu. Dar putem spune oare că trupul este conștiința eu-ului, de vreme ce acesta nu exista înainte de a fi născut? Este compus din cele 5 elemente, este inexistent în starea de somn profund și devine cadavru când este mort? Se poate spune că trupul, care este inert ca un buștean, strălucește ca eu? Așadar, conștiința eu-ului, ce apare inițial în raport cu trupul, este numită în diferite moduri: amăgire de sine, tarbodam, principiul individualității, ahamkara, ignoranță, avidia, maya, impuritate, mala, și suflet individual, jiva. Putem sta fără a investiga această stare? Oare nu pentru izbăvirea noastră prin interogare spun toate scripturile că nimicirea amăgirii de sine este eliberare? Mukti? Prin urmare, făcând ca trupul cadavru să rămână ca un cadavru, fără a rosti măcar cuvântul eu, omul trebuie să-și pună stăruitor această întrebare: ce anume se ivește ca eu? Apoi, în inimă va străluci un fel de iradiere mai presus de cuvinte, a ceva având forma eu, eu. Mai precis, va străluci, nesilită de nimeni, conștiința pură, care este nelimitată și una, după ce limitatul și gândurile multe au dispărut. Dacă omul rămâne liniștit, fără să abandoneze acea experiență, principiul individualității, sentimentul de a fi un individ,
percepția de tip eu sunt trupul, vor fi complet nimicite. Iar în cele din urmă, gândul ultim, adică forma eu, va fi și ea înăbușită, la fel cum camforul e ars de foc. Marii înțelepți și scripturile spun că doar aceasta este eliberarea. Când se explorează rădăcina amăgirii de sine, care are forma eu, par să se ivească tot felul de gânduri diferite și fără de număr. Și nu gândul eu ca ceva separat. Indiferent dacă apare sau nu cazul nominativ, care este primul caz, propozițiile în care apar celelalte cazuri au ca temei primul caz. În același fel, toate gândurile ce se ivesc în inimă au ca temei principiul individualității care este eu. Modul prim de funcționare a minții. Percepția de tip eu sunt trupul. Așadar, ivirea ideii de eu este cauza și sursa apariției tuturor celorlalte gânduri. Prin urmare, dacă este distrusă amăgirea de sine, ce are forma principiului individualității și este rădăcina arborului numit samsara, condiționarea constând în transmigrație, toate celelalte gânduri vor pieri cu totul, ca un arbore dezrădăcinat. Orice gânduri se ivesc ca obstacole în practica disciplinei spirituale sadhana, nu trebuie să îngăduim ca mintea să meargă în direcția lor, ci ea trebuie făcută să rămână în sinele care este Atman. Trebuie să rămâi ca simplu martor la orice se întâmplă. Adoptând atitudinea, orice lucruri ciudate se întâmplă, n-au decât să se întâmple. Ia să vedem. Iată cum ar trebui să practicăm. Cu alte cuvinte, nu trebuie să te identifici cu aparențele. Nu trebuie să te abandonezi niciodată sinele. Acesta este mijlocul potrivit pentru nimicirea minții. Manonasa, cea care te face să vezi trupul ca sine și care este cauza tuturor obstacolelor menționate anterior. Această metodă, care distruge cu ușurință ideea de eu, merită să fie numită devoțiune, bhakti, meditație, dhyana,
concentrare, yoga, și cunoaștere, jnana. Deoarece Dumnezeu rămâne mereu de aceeași natură cu sinele, strălucind ca eu în inimă, deoarece scripturile spun că gândul însuși este dependență, cea mai bună disciplină spirituală este să rămâi liniștit, fără a-L uita vreodată pe El, Dumnezeu, sinele. După ce a fost resorbită în el mintea, care este de tipul gândului eu, indiferent prin ce mijloace. Iată învățătura de netăgăduit a scripturilor. Interogarea de sine este singurul mijloc de îndepărtare a credinței false, conform căreia sinele este identificat cu corpul grosier, sau ea este și mijlocul de a îndepărta credința falsă, prin care sinele este identificat cu corpul subtil și respectiv cu cel cauzal? Celelalte corpuri sunt susținute tocmai de corpul grosier. În credința falsă de tipul eu sunt corpul, sunt incluse toate cele trei corpuri, constând în cele cinci învelișuri. Iar nimicirea credinței false, care identifică sinele cu corpul grosier, reprezintă ea însăși distrugerea falsei credințe referitoare la sine în celelalte corpuri. Deci, interogarea este mijlocul de a îndepărta falsa credință referitoare la sine în toate cele trei corpuri. Atâta timp cât există diferite transformări ale simțului intern, mai precis manas, reflecția, buddhi, intelectul, chitta, memoria, și ahamkara, principiul individualității, cum putem spune că este de ajuns nimicirea minții pentru a atinge eliberarea? În cărțile unde se explică natura minții, se afirmă că mintea este alcătuită din coagularea părții subtile a hranei pe care o mâncăm. Ea se dezvoltă alimentată de patimi, precum atașamentul și aversiunea, dorința și furia, fiind alcătuită în minte, intelect, memorie și principiul individualității. Ea primește numele generic de minte. Caracteristicile sale sunt gândirea, delimitarea, etc. Deoarece ea este un obiect al conștiinței, al sinelui, ea este ceea ce se vede, inertă. Deși inertă, ea pare a fi conștientă datorită asocierii cu conștiința. Ca o bilă de fier,
înroșită la foc. Ea este limitată, neeternă, multipartită și schimbătoare precum lacul, aurul, ceara. Ea are natura tuturor elementelor specifice existenței fenomenale, locul simbolic în care sălășluiește este lotusul inimii. Așa cum simțul vederii își are sediul în ochi. Și așa mai departe. Ea este subordonată sufletului individual. Când se gândește la un obiect, mintea se transformă intrând într-un anumit registru de funcționare și, împreună cu cunoașterea care este în creier, se revarsă prin cele 5 canale senzoriale, se întâlnește cu obiectele prin intermediul creierului, care este asociat cu cunoașterea, și astfel cunoaște și experimentează obiectele, dobândind satisfacție. Acea substanță este mintea. Așa cum ne referim la una și aceeași persoană, folosind nume diferite, conform funcțiilor diferite pe care le îndeplinește, tot astfel, referindu-ne la minte, folosim nume diferite. Minte, intelect, memorie și principiu al individualității, datorită diferitelor sale moduri de funcționare și nu deoarece ar exista vreo diferență reală. Mintea ca atare are toate formele posibile. Are forma sufletului, a lui Dumnezeu și a lumii. Când ea ajunge să ia forma sinelui prin cunoaștere, apare eliberarea, care este de natura lui Brahman. Iată în ce constă învățătura. Dacă acestea patru, minte, intelect, memorie și principiu al individualității, sunt una, de ce li se atribuie locații diferite? Într-adevăr, se spune despre gât că este sediul minții, că fața sau inima este al intelectului, umbilicul al memoriei, iar inima sau sarvanga al principiului individualității. Totuși, chiar dacă s-a spus că au sedii diferite, agregatul alcătuit din toate acestea, adică mintea sau simțul intern, își are sediul doar în inimă. Scripturile afirmă foarte clar acest lucru. De ce se spune că doar mintea, care este simțul intern, strălucește ca forma tuturor, forma sufletului, a lui Dumnezeu și a lumii? Ca instrumente pentru cunoașterea obiectelor,
organele de simț sunt în exterior, fiind, deci, numite simțuri externe, iar mintea este numită simțul intern, deoarece ea se află în interior. Dar distinția dintre interior și exterior există numai în raport cu trupul. De fapt, nu există nici interior, nici exterior. Natura minții este de a rămâne pură ca eterul. Ceea ce numim inimă sau minte ține de clasificarea elementelor specifice existenței fenomenale ce par a fi interioare și exterioare. Prin urmare, este cert că toate fenomenele alcătuite din nume și forme sunt exclusiv de natura minții. Tot ce apare în exterior este în realitate înăuntru, nu în afară. Și tocmai pentru a transmite această învățătură, în Vede, totul a fost descris ca fiind de natura inimii. Ceea ce se numește inimă nu este altceva decât Brahman. Cum putem spune că inima nu este altceva decât Brahman? Deși sinelui îi plac experiențele din stările de veghe, vis și somn profund, avându-și sediul în ochi, gât și respectiv inimă, totuși, în realitate, el nu își părăsește niciodată sediul principal, inima. În lotusul inimii, care are toate formele posibile, cu alte cuvinte, în mintea eter, lumina sinelui strălucește sub forma eu, eu. Cum ea strălucește astfel în fiecare, tocmai la acest sine ne referim, numindu-l martorul, Sakshi, și transcendentul, Turiya, în traducere ad literam, cea de-a patra. Supremul Brahman, lipsit de eu, care strălucește în toate corpurile ca ceva interior luminii ce apare în formă de eu, este sinele eter sau cunoașterea eter. Doar aceasta este realitatea absolută. Aceasta este supertranscendentul Turiya Tita. Așadar, se spune că ceea ce numim inimă nu este altceva decât Brahman.
de asemenea. Deoarece Brahman strălucește în inimile tuturor sufletelor, ca sinele, lui Brahman îi se dă numele de inimă. Semnificația cuvântului Hridayam, când este descompus astfel, Hridayam, este de fapt Brahman. Dovada elocventă a faptului că Brahman, care strălucește ca sinele, sălășluiește în inimile tuturor, este că toți oamenii se referă la ei înșiși, arătând spre piept când spun eu. Ceea ce strălucește în inimile tuturor sufletelor individuale este Brahman și de aceea este numit inima. Brahma Gita. Dacă întregul univers are forma minții, atunci nu înseamnă că universul este o iluzie? Dacă este așa, de ce vedele vorbesc despre creația universului? Fără nicio îndoială că universul este o simplă iluzie. Intenția principală a vedelor este de a-l face cunoscut pe adevăratul Brahman. După ce demonstrează că universul vizibil este fals. În plus, celor mai puțin maturizați din punct de vedere spiritual li se vorbește despre creație, cu alte cuvinte, despre diferitele etape de evoluție ale naturii primordiale, prakriti. În Mahat Tadva, marele intelect, Tan Mantra, esențele subtile, Buddha, elementele grosiere, lumea, corpul, etc. Pornind de la Brahman. Pe de altă parte, celor mai maturi spiritual, li se vorbește despre creația simultană. Mai precis, despre faptul că această lume s-a ivit ca un vis ca urmare a propriilor gânduri determinate de eroarea de a nu se cunoaște pe sine ca sine. Așadar, din faptul că creația lumii a fost descrisă în moduri diferite, reiese limpede că scopul vedelor constă exclusiv în a vorbi despre adevărata natură a lui Brahman, după ce se demonstrează într-un fel sau altul natura iluzorie a universului. Fiecare poate să cunoască nemijlocit că această lume este iluzorie, în starea de realizare,
care survine ca experiență a proprii naturi extatice. Este experiența sinelui posibilă pentru minte, a cărei natură este schimbarea neîncetată? Deoarece sattva guna, componenta din prakriti care face posibilă puritatea, inteligența, este natura minții, și deoarece mintea este pură și neprihănită, precum eterul, ceea ce se numește minte are, de fapt, natura cunoașterii. Când ea rămâne în acea stare naturală, pură, ea nici nu poartă numele de minte. Doar maniera noastră eronată de a cunoaște confundă această stare cu alta care este numită minte. Ceea ce în chip originar era mintea sattva, minte care avea natura cunoașterii pure, își uită natura din cauza ignoranței și este transformată în lume, sub influența gunei tamas, componenta din prakriti care face posibilă obtuzitatea, inerția. Fiind sub influența gunei rajas, componenta din prakriti care face posibilă activitatea, patimile, ea își imaginează că eu sunt trupul și lumea este reală, ajungând astfel să dobândească virtuți și neajunsuri prin atașament, aversiune, etc., și prin intermediul impresiilor reziduale, vasana, provenite de la acestea, ajunge la naștere și moarte. Dar mintea, care s-a debarasat de impuritățile ei, de păcat, prin acțiunea fără atașament săvârșită de-a lungul mai multor vieți anterioare, ascultă învățătura Scripturii de la un guru adevărat, reflectă asupra semnificației sale și meditează pentru a dobândi starea naturală a unei minți având forma sinelui. Mai precis, forma eu sunt Brahman. Care este rezultatul contemplării continue a lui Brahman. Va fi eliminată astfel transformarea minții în lume, în aspectul ce ține de tamas guna, și vagabondajul ei de colo-colo prin intermediul aspectului lui rajas guna. Când survine această eliminare,
mintea devine rafinată și neclintită. Mintea impură, care se află sub influența lui Rajas și Tamas, este singurul motiv pentru care nu putem cunoaște prin experiență directă realitatea, adică sinele, a cărei natură este foarte subtilă și neschimbătoare. Așa cum o țesătură fină de mătase nu poate fi cusută cu o rangă de fier, sau la fel cum nu putem distinge prea clar obiectele la lumina unei lămpi care tremură în vânt. Dar în mintea pură, ce și-a recăpătat subtilitatea și stabilitatea prin meditația descrisă anterior, sinele beatitudine, adică Brahman, va deveni clar. Deoarece experiența nu poate exista în lipsa minții, este posibil ca mintea purificată, fiind înzestrată cu o modalitate de funcționare, vritti, extrem de subtilă, să cunoască prin experiență directă sinele beatitudine. Rămânând în acea formă, mai precis, în forma lui Brahman. Atunci se va simți foarte clar faptul că sinele propriu este de aceeași natură cu Brahman. Este cu putință această experiență a sinelui chiar în condițiile existenței mundane, când mintea trebuie să funcționeze potrivit cu prarabda sa, karma trecută care a început să-și arate roadele? Un Brahman poate juca diferite roluri într-un spectacol de teatru. Cu toate acestea, gândul că este Brahman nu-l părăsește. În același fel, când cineva este prins în diferite acțiuni mundane, trebuie să existe convingerea fermă că eu sunt sinele, fără a permite ivirea ideii false că eu sunt corpul, etc. Dacă mintea deviază de la starea ei, atunci trebuie să ne întrebăm imediat: noi nu suntem trupul, etc. Cine suntem noi? Și să readucem astfel mintea în acea stare de puritate. Interogarea cine sunt eu este mijlocul principal de abolire a întregii suferințe și de atingere a beatitudinii supreme. Astfel, când mintea devine calmă în propria ei stare, experiența sinelui apare de bunăvoie, fără niciun impediment. Ulterior, plăcerile și suferințele simțurilor nu vor mai avea impact asupra minții. Atunci, toate fenomenele vor apărea ca într-un vis
fără atașament. A nu uita niciodată propria experiență a sinelui, în toată plinătatea ei, este adevărata devoțiune bhakti. Control al minții, yoga, cunoaștere, jnana și toate celelalte practici ascetice la un loc. Așa spun înțelepții. În activitatea ce presupune efort, noi nu suntem nici agenții acelor fapte, nici cei care se bucură de ele. Activitatea este a celor trei instrumente, adică mintea, vorbirea și corpul. Am putea să rămânem neatașați gândind astfel? După ce mintea a fost făcută să stea în sine, care este zeitatea ei, fiind de acum indiferentă la problemele lumii empirice, deoarece ea nu deviază de la sine, cum ar putea mintea să gândească așa cum ai spus? Asemenea gânduri nu constituie oare constrângeri? Când se ivesc asemenea gânduri ca urmare a impresiilor reziduale, vasana, mintea trebuie împiedicată să urmeze această cale, fiind forțată să rămână în starea de sine și să devină indiferentă față de chestiunile lumii empirice. Nu trebuie să lăsăm loc în mintea noastră pentru gânduri precum lucrul acesta e bun sau lucrul acela e bun, lucrul acesta se poate face sau lucrul acela se poate face. Trebuie să fim vigilenți încă înainte ca asemenea gânduri să se ivească. Și trebuie să facem ca mintea să rămână în starea ei originară. Dacă vom lăsa loc oricât de puțin pentru gânduri de acest fel, o asemenea minte tulburată ne va vătăma, prefăcându-se că este prietenul nostru, ca un dușman ce pare să ne fie prieten, ne va înfrânge. Oare nu pentru că ne uităm propriul sine, se ivesc asemenea gânduri, pricinuind tot mai mult rău? Deși este adevărat că a gândi cu discernământ, eu nu fac nimic, toate acțiunile sunt săvârșite de instrumente, este un mijloc de a împiedica mintea să urmeze făgașul impresiilor reziduale, vasana. Nu rezultă de aici și că mintea trebuie înfrânată prin folosirea discernământului doar dacă ea urmează deja făgașul impresiilor reziduale, vasana? Poate mintea ce rămâne în starea de sine să gândească ca eu, în sensul că eu mă comport într-un fel sau în altul în lumea empirică? Trebuie să ne străduim în toate modurile posibile să nu ne uităm propriul sine adevărat, care este
Dumnezeu. Dacă se reușește asta, se va realiza tot. Mintea nu trebuie îndreptată spre nicio altă problemă. Chiar dacă este posibil să îndeplinești, ca un nebun, acțiunile rezultate din prarabda karma, trebuie să-ți menții mintea în starea de sine, fără a lăsa să apară gândul eu fac. Devoți fără de număr nu și-au îndeplinit ei oare multele îndatoriri mundane cu atitudine de nepărtinire? Care este adevăratul scop al renunțării? Sanyasa. Sanyasa înseamnă exclusiv renunțarea la ideea de eu, nu și respingerea obiectelor exterioare. Astfel, cel care a renunțat la ideea de eu rămâne același, indiferent dacă este singur sau în mijlocul nemărginitei lumi empirice, samsara. Așa cum, în clipa când mintea este concentrată asupra vreunui obiect, ea nu observă alte lucruri, chiar dacă ele pot fi în apropiere. Tot astfel, înțeleptul poate să îndeplinească oricâte acțiuni concrete, căci, în realitate, el nu săvârșește nimic, deoarece el își determină mintea să rămână în sine, fără a lăsa să se ivească ideea de eu. Așa cum în vis, poate să ți se pară că te duci cu capul într-o prăpastie, deși în realitate ești nemișcat, tot astfel, omul ignorant, adică omul pentru care ideea de eu nu a dispărut, deși stă singur într-o permanentă meditație, este, de fapt, cel care săvârșește toate acțiunile concrete. Așa au spus înțelepții. Mintea, organele de simț, etc., au capacitatea de a percepe. Cu toate acestea, ele sunt considerate ca obiecte percepute. Drik, cunoscător. Drișa, obiect cunoscut. 1. Văzătorul, la dric, cunoscător. La drișa, ulcior, adică obiectul văzut. 2. La dric, ochiul ca organ. La drișa, trup, ulcior. 3. Simțul vederii, cunoscător. Ochiul ca organ, obiect cunoscut. 4. Mintea, cunoscător. Simțul vederii, obiect cunoscut. 5.
sufletul individual, la cunoscător, și mintea la obiect cunoscut. 6. Conștiința, sinele, la cunoscător, și sufletul individual la obiect cunoscut. După cum se arată în diagrama de mai sus, deoarece noi, conștiința, cunoaștem toate obiectele, se spune despre noi că suntem drig, cunoscătorul. Categoriile care includ ulciorul, etc., sunt obiectele văzute, deoarece ele sunt ceea ce se cunoaște. La rubrica cunoaștere, ignoranță, mai precis, cunoscător, cunoscut, pe care o avem mai sus, la cunoscători și obiecte ale cunoașterii. Vedem că unul este cunoscător în raport cu celălalt. Cu toate acestea, deoarece acel cunoscător este la rândul obiect al cunoașterii în raport cu altul, niciuna dintre aceste categorii nu este de fapt cunoscătorul. Deși se spune despre noi că suntem cunoscătorul, deoarece le cunoaștem pe toate, și nu cunoscutul, deoarece nu suntem cunoscuți de nimic altceva. Se spune că suntem cunoscătorul numai în raport cu obiectele cunoscute. Totuși, în realitate, ceea ce se numește cunoscutul nu este separat de noi. Suntem așadar realitatea care le transcende pe acestea două, cunoscătorul și cunoscutul. Toate celelalte aparțin uneia dintre aceste categorii, cunoscător sau cunoscut. Cum ajung să fie identificate principiul individualității, sufletul, sinele și Brahman? Exemplul și realitatea exemplificată. 1. Bila de fier. Principiul individualității. 2. Bila de fier încălzită. Sufletul care pare ceva suprapus naturii sinelui. Focul care este în bila de fier încălzită. Lumina conștiinței, cu alte cuvinte, neschimbătorul Brahman, care strălucește în sufletul din fiecare trup. 4. Flacăra focului ce rămâne mereu una și aceeași. La exemplul și realitatea exemplificată, Brahman care, pătrunzând totul, rămâne unul. Din exemplul de mai sus, va fi limpede cum
principiul individualității, sufletul, martorul și martorul total ajung să se identifice. Așa cum în bucata de ceară a fierarului există multe și felurite particule de metal și toate par a fi o singură bucată de ceară, tot astfel, în somnul profund, corpurile grosiere și subtile ale tuturor sufletelor individuale sunt cuprinse în iluzia Maya cosmică. Iluzie care este ignoranță și are natura beznei absolute. Deoarece sufletele sunt resorbite în sine, devenind una cu el, ele văd numai beznă pretutindeni. Din bezna somnului se ivește corpul subtil, adică principiul individualității. Iar din principiul individualității se ivește corpul grosier. Imediat ce se ivește principiul individualității, el pare ceva suprapus naturii sinelui, precum bila de fier încălzită. Astfel, fără suflet, jiva, care este mintea sau principiul individualității asociată cu lumina conștiinței, nu există vreun martor al sufletului. Cu alte cuvinte, nu există sinele, iar fără sine, nu există Brahman, care este martorul total. Așa cum, deși bila de fier ia diverse forme sub ciocanul fierarului, dar focul care este în ea nu se schimbă deloc din această cauză, sufletul, deși poate fi antrenat în experiențe nenumărate trecând prin desfătări și suferințe, lumina sinelui care este în el nu se schimbă câtuși de puțin din această cauză. Fiind cunoașterea pură și atot pătrunzătoare, precum eterul. Cunoaștere care este una și strălucește în inimă ca Brahman. Cum va ști omul că sinele însuși strălucește în inimă ca Brahman? Așa cum știm că eterul, ca element fundamental al flăcării de la o lampă, umple în aceeași măsură și fără vreo limită atât interiorul cât și exteriorul flăcării, tot astfel, eterul cunoaștere, care este în lumina sinelui din inimă, umple în egală măsură și fără vreo limită, atât interiorul cât și exteriorul luminii sinelui. Iată la ce ne referim vorbind despre Brahman.
Cum se ivesc aceste trei registre ale experienței, cele trei corpuri, care sunt întruchipări ale minții, în lumina sinelui, care este una, unitară și strălucește prin sine? Chiar dacă ele s-ar ivi, cum va ști cineva că numai sinele este cel ce rămâne veșnic nemișcat? Exemplul și realitatea exemplificată. 1. Lampa. Realitatea exemplificată, sinele. 2. Ușa. Realitatea exemplificată, somnul. Exemplu 3. Pragul din fața ușii. Realitatea exemplificată, Mahat Tattva. 4. Peretele interior. Realitatea exemplificată, ignoranța sau corpul cauzal. 5. Exemplul, oglinda. Realitatea exemplificată, principiul individualității. 6. Ferestrele. Cele 5 organe ale cunoașterii senzoriale. 7. Camera ascunsă. Somnul profund în care se manifestă corpul cauzal. 8. Camera din mijloc. Realitatea exemplificată, somnul cu vise în care se manifestă corpul subtil. 9. Curtea exterioară. Starea de veghe în care se manifestă corpul grosier. Sinele, care este lampa, 1, strălucește de bunăvoie în camera ascunsă, adică în corpul cauzal, 7, care este înzestrat cu neștiință, ignoranță, peretele interior, 4, și cu somn, ușa, 2, când, prin intermediul principiului vital, așa cum este el condiționat de timp, karma, etc., se deschide ușa somnului, apare o reflecție a sinelui în oglinda principiului individualității, 5, care este plasată lângă pragul din fața ușii, Mahat Tattva, 3. Astfel, oglinda, principiul individualității, luminează camera din mijloc, adică somnul cu vise, 8. Și, datorită ferestrelor, care sunt cele 5 organe ale cunoașterii prin simțuri, 6, curtea exterioară, adică starea de veghe, 9. Când tot prin intermediul principiului vital, așa cum este el condiționat de timp, karma, etc., ușa somnului se închide, principiul individualității dispare împreună cu starea de veghe și de vis. Iar sinele, singur, rămâne pentru a străluci de-a poruri. Exemplul pe care l-am dat explică astfel cum sinele este neschimbător. Cum survine diferența dintre sine și principiul individualității, precum și modul de apariție a celor trei corpuri, etc.
Deși am ascultat explicația atât de amănunțită a caracteristicilor acestei investigații, sufletul meu nu s-a liniștit câtuși de puțin. De ce este așa? Este, deoarece mintea nu are putere. Îi lipsește concentrarea. De ce lipsește forța mentală? Mijloacele care îl fac pe om apt pentru interogarea de sine sunt meditația, yoga, etc. Individul trebuie să dobândească experiență în aceste domenii printr-o practică gradată, asigurându-și astfel un flux de stări mentale care este natural și benefic. Când mintea care s-a copt astfel aude vorbindu-se despre interogarea de sine, își va realiza imediat adevărata natură care este sinele. Rămânând într-o seninătate desăvârșită, fără a se mai abate de la această stare. Unei minți imature nu este suficient să audă despre interogarea de sine pentru a dobândi imediat realizarea și pacea. Cu toate acestea, dacă se practică metodele de control al minții pentru un timp, în cele din urmă se poate dobândi pacea minții.